Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascende, nodul nord în rac. Etalare pentru octombrie 2021. Dragii mei, am cerut un sfat pentru voi sau o carte care să vă spună ceva special, un mesaj special, cu fi în plus pe lângă etalarea care urmează să, să fie făcută. Rămâne să vedeți voi să descoperiți. Ați primit libertatea. Sunteți liberi să faceți ceea ce alegeți să faceți. Acum, libertatea asta înseamnă foarte mult. Înseamnă și responsabilități. Responsabilitatea libertății voastre. Dar pentru că aveți o apă, un ocean în față, probabil că este mai degrabă o libertate a gândirii și a simțirii. Dar pentru unii poate chiar să fie și o libertate fizică, să vă eliberați de niște constrângeri, de o situație strictă, restrictivă, de un om, de o relație, de un job, vedeți voi. La capătul setului de cărți aveți, interesant, ia să vedeți și voi, consilierea, o discuție cu cineva. După consiliere, un profesor spiritual. Aveți un profesor spiritual sau ar fi bine să căutați un profesor spiritual cu care să discutați despre această libertate? Cum vă găsiți libertatea? Mai ales că libertatea este manifestată în general de cei care sunt treziți spiritual. Nu poți să fii trea spiritual și să trăiești în constrângeri. Clar. Aveți un profesor spiritual care vă susține. Ia uite, și aveți în spate, în spatele susținere, aveți let go și healer, healer, healer scuzați. Uh, trebuie să vă vindecați și trebuie să lăsați în urmă ceva, ceva prea mic pentru o lume atât de mare. Da. Eu zic că e suficient. Restul vă mai uh, creați și voi, uh, vă adaptați mesajul în viața voastră personală. Deci, repet, este un sfat sau un mesaj special și, și alta, într un așa, altă, într-un fel sau altul. În timp ce am amestecat, a apărut șase de spade, apropo de libertate de călătorie, de eliberare de constrângeri, eliberare, deci ați fost, ați, v-ați gândit la un moment dat, nu se știe, când voi știți când, un doi de spade, e un moment de gândire, de analiză, de concentrare pe intuiția voastră, pentru că văd o lună, da? V-ați gândit la familie, la relații, la un personaj cu care ați fost împreună, poate chiar căsătoriți, cineva de acasă, poate un membru al familiei. V-ați gândit la relații. Și interesant, acum văd, deci vreau să interpretez într-un fel, dar între timp a apărut un alt mesaj. Ok, continui. Și unii dintre voi ați înțeles că tradițiile în care ați stat până acum, regulile respective, educația, cultura pe care ați primit-o, referitor la familie, la casă, la prieteni, la relații, nu este cea care vă ajută sau vă reprezintă în aceste vremuri. În acest motiv aveți libertatea, da? consilierea și profesorul spiritual și aici libertatea este reprezentată de o călătorie. Șase, lăsați în urmă, șase de spade, lăsați în urmă problemele și mergeți către soare. Da? Către soare, aici. Sau către lună. Depinde. Deci, urmându-vă intuiția, vă găsiți și soarele. Urmându-vă energia feminină, vă apropiați și de energia masculină. Pentru unii este posibil să aveți acasă, prin casă, pe lângă casă, pe lângă prieteni, un profesor spiritual care vă. Pentru că marele preot înseamnă și profesor, da? Profesor, profesor spiritual, care vă susține, vă conciliază, da? Ar putea să fie un suflet pereche. Nu să fi, da, Posibil să fie și flac suf flacără geamănă pentru unii. Și flacăra voastră geamănă să fie pentru un număr, nu toată lumea. Flacăra voastră geamănă să fie deja profesor spiritual, să vă întâlniți, tocmai să, ca, să, uf, ca să vă ajute să vă dezlegați, să vă eliberați de niște concepții. Să vă găsiți drumul. Interesant că în această carte este și o bătă, este un as de băte, este un vale de băte, cu alte cuvinte. Să inițiați o nouă cale. Da? La capătul setului de cărți aveți 9 de cupe și 6 de cupe. Cavalerul de cupe, vai, da câte cupe, doi de cupe, și regele de cupe, mai m-ați nebunit. Sunteți voi sau mai e cineva, pentru clar mai e cineva. Pentru unii ar, puti, ar putea, să fie un semn de apă, dar pentru alții, acum depinde ce aveți. Dacă aveți lună și soare în conjuncție, soarele unuia conjunct cu luna celuilalt este pf, minunat, da? Soarele unuia conjunct cu luna celuilalt sau eu știu ce aspecte, da? Probabil, nu este obligatoriu să fiți aceeași zodie, dar ceva între voi doi vă face să fiți extrem, exagerat, excepțional de emoțional. Simțiți că ați mai fost împreună și, repet, unul dintre voi este mai evoluat. Uite, unul este rege, altul este cavaler, unul este, împăr -ă, este mare preot, altul, altul poate că încă n-a descoperit ce ar putea să fie. Dar, în primul rând, această recunoaștere emoțională între voi doi și această euforie vă ajută vă ajută să descoperiți ceva, să descoperiți libertatea în simțire, cum am zis mai devreme, și să vă eliberați de niște constrângeri, de niște responsabilități, de niște apăsări. Eventual să vă eliberați unul dintre voi, nu musai de un șef, deși poate să fie de un șef, poate să fie de un... Nici n-aș spune musai semn de pământ, nu. Să vă eliberați, pentru că nu vreau să fixez cărțile pe zodii, să vă eliberați de un personaj prea concentrat pe finanțe da? și să vă eliberați cu 10 de bute de un șef care v-a pus prea multe responsabilități eventual da? și să vă descoperiți dragostea adevărată lângă sufletul pereche, da? o romanță pe care ați mai trăit într-o altă viață, în alte vieți și vine viața voastră nouă de cupe să vă redea speranța. Într-o lume în care v-ați pierdut speranța, eventual. Și poate unii dintre voi v-ați pierdut și libertatea, într-o formă sau alta, și e grav. Dar, de-aia vin sufletele perechi și flăcările gemene, să ne trezească, da? Sau de-aia apărem noi în viața lor, ca să-i trezim. Amestec o dată. Uf, toți! Șase! Ia uite, șase de bâte. un învingător, un, un om care atrage atenția, probabil acel profesor spiritual eventual, sau și una și alta, să fie dorința voastră de a avea o victorie, de a merge mai departe. A capătul setului de cărți, balanța și lumea. Balanță, nu vreau să zic balanță, justiția și lumea. Vreți să începeți o nouă lume, îndreptate, eliberați de karmă, eventual, într-o nouă, nu karmă, să zic darmă, da? Uh, da. Vreți o nouă direcție care să vă aducă victoria, succesul. Probabil că cineva totuși vine în viața voastră și încearcă să vă atragă atenția. Că fie acel profesor spiritual, cu fie altcineva, variază. Deși profesorul spiritual nu atrag atenția că vor ei, gen șase de spade, de, nu de spade, de, de băten. Și pentru că asta e misiunea lor să atragă atenția și mai ales să atragă atenția asupra unor lucruri pe care trebuie să le facem. Atrag pur și simplu pentru că sunt într-o altă vibrație. Hai să și tai o dată, de două ori, de trei ori. Raci, soare, luna, venus, ascendent, nodul nord în octombrie. ai, oh, ai, 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 șapte de cupe în sufletul vostru, visați la cineva, visați la un semn de pământ? Bănesc că nu visați cum să munciți mai mult și mai bine, cu șapte de cupe și opt de monede, glumesc. Aveți opțiuni cum să faceți bani, în primul rând, vă gândiți, simțiți, în fapt nu vă gândiți, în sufletul vostru, în sufletul vostru voi aveți multe opțiuni, da? Cor fi romantice, cor fi opțiuni profesionale, posibil și asta, sau și și, ideea este că aveți opțiuni, noi, că sunteți isteți, creativi și sensibili. Dar aici e provocarea din opțiunile care sunt să alegeți una și să o transformați, să o duceți la un grad de măestrie. Un mesaj. Acum, pentru alții, într-adevăr, visați. Sufletul vostru visează și zi și noapte la cineva. Provocarea este mai să vă mai duceți și la birou sau la job și să mai vă concentrați și pe monede. Adică nu neapărat că nu faceți bani dar să, să, vă concentrați pe muncă, pentru că șapte de cupe ar putea să vă distrag atenția. <laughs> pentru unii poate să fie un personaj care apare la locul de muncă al vostru și vă face să vă readuce ce de fapt vă readuce pe tărâmul vostru natural. Într-o formă sau altă subtilă. Wow, magiciană, Coffee jam -on sau cineva cu aspecte în gemeni. Ideea este că la un moment dat în trecut s-a manifestat ceva, o scânteie, ceva s-a manifestat. Probabil această întâlnire, vedem, 10 de monede, 10 de monede, iar ați vrut să manifestați succes, Ați vrut să manifestați succes, stabilitate. Apropo de interesant cum am... Da, vă aduceți aminte ce am zis mai devreme. Cineva vă inspiră și vă face să înțelegeți că de fapt ce ați căutat până acum, tradiții sau împlinirea unor tradiții, a unor șabloane că trebuie să vă căsătoriți, să aveți un job bun, să faceți bani, să aveți stabilitate, la, la, la. Da, ce ați vrut voi să manifestați în trecut? Poate să fie și acum 10-20 de ani acest magician, poate să fie și de 2-3 luni, da? Ce ați vrut să manifestați voi în trecut? Să fie... Oarecum provocat de întâlnirea cu un om spiritual care vă arată, de fapt, altceva, alte valori. Dar eu vă mai multe, dar aștept totuși clarificările. În viitor apare patru de spade: meditația, meditația. Cum să luați acel as? Unde este baghetuța mea? Da, cum să luați bagheta? Nu e bagheta. Cum să luați. Uh, cuvântul și să manifestați ceva nou. Și cuvântul e aici, undeva, în trecut. Și trebuie să vă aduceți aminte, eventual, cum să manifestați. În prezent. Aveți trei de monede. Trei de monede poate să fie și un capricorn pentru unii, că e a treia zodie de pământ. Dar nevoia de colaborare. Colaborați cu cineva. O să clarific. Aveți această pasiune, eventual și inspirație, cum să colaborați. Provocarea este să, să, rămâneți în doi, nu în trei, că trei s-ar putea să fie prea mult chiar și în colaborările profesionale, da? Pentru că nu știți cum se duc banii în trei. Așa, în doi e împărțit, sunt împărți jumate, jumate, în trei. Deja când apare trei, apare și un șef sau cineva, în fine. Sfatul, asul de monede, asta este, ce frumos. Dacă sunteți între trei situații, trei eu știu ce-or fi, voi sau ei, trebuie manifestat acest as de monede, să vă separați eventual de cineva de o construcție mai veche, să scoateți. Interesant, să vă retrageți voi, așa simt, să vă retrageți voi dintr-o construcție veche ca să vă reconstruiți. Interesant. Și după cum vedeți, e prima oară când fac asocierea asta și mi-ar mi plăcea să o observați și voi. Vedeți cum asul de, de, de monede este exact în aceeași poziție, exact acesta pe care îl, îl trageți voi în jos. Vă, vă retrageți. Vedem dacă vă retrageți sau vă, vă lipiți unui context. Oricum, trebuie să începeți ceva de la. nu aș zice de la zero, dar trebuie să vă concentrați pe un nou drum. Asul de spade despre care am vorbit, asul de monede. Să manifestați ceva nou. Poate să fie un semn de pământ, poate să fie un semn de pământ. Poate vă doriți voi o relație nouă cu un semn de pământ și asta e posibil, dar, repet, nu-mi place să mă fixez pe semne. Ideea este că vreți o nouă relație de lungă durată. Poate chiar visați la așa ceva. Dar, repet, trebuie să ieșiți dintr-un context ca să vă integrați în altul. Aici și deslipire și alipire. Exterior vă influențează cineva de la drum. Așteptați, cineva vă așteaptă pe voi sau cineva se pregătește de călătorie înspre voi trei de băte. E o așteptare, o călătorie, că e drumul lung, că e drumul scurt, variază de la om la om. Este și o comunicare și o pasiune tot la drum. Pentru unii, pentru că e trei de bâte, să fie cineva cu aspecte, cu planete însăgetător. Ah, de ce vă este teamă de împărăteasă? De împărăteasă vă e teamă? De mama, soția, cuiva. Pentru unii. O să vedem. Ah, ce frumos! Vă doriți, Marea Preoteasă! Vă felicit! Oricum, marea preoteasă în poziția dorinților înseamnă că vreți să ține secret ce vă doriți, pe de altă parte. Și atunci, dacă voi vreți să ține secret, să păstrăm secretul, ce ziceți? Că raci au tendința asta și e dreptul lor. Pe de altă parte, dacă este un semn de, să nu neapărat un alt semn de apă, cineva care, am zis, va atinge sufletul, emoțiile, intuiția într-o într formă specială, vă doriți acea persoană în preajmă. Poate să fie și prieteni, și profesori, cum a zis mai devreme, mare preot, da? Evident că poate să fie și un amor secret, dar vom vedea la clarifică. O să încercăm tot. Și nu ne dai voie, dragă, mare preoteasă să vedem un pic uh, dincolo de văl. Bine. A zis că ne dă, vedem. Dacă se și ține de cuvânt, Ce și să faci, să aveți o victorie frumos. E, e chiar fain. Să mergeți în întâmpinarea sufletului vostru pereche. Wow! Wow, dar ce cărți! Mai da, felicitări, dragii mei rați! De cât timp am mai văzut așa frumos? Mergeți victorioși spre schimbarea destinului, dar de roata norocului, mai un pic e timpul divin. În curând se schimbă ceva, dar mergeți cu încredere. Wow, ce frumos! Aș vrea să. Vai, ce mă bucur, ce înseamnă să tragi cu coada ochiului. Asul de băte, asul de monede! Mmm! Yami Yami iami! <hie> îmi place! Îmi place! Mă bucur pentru voi! La capătul setului de cărți aveți șapte de monede. Așteptarea. Cineva v-a pus în așteptare. Voi v-ați pus în așteptare. Din ce motive sunt multe? Financiare, politice, emoționale. Ați judecat. Și la șapte de monede judecă. Judecă personajul cu în ce se investească. Pentru că v-ați detașat de oameni. Care v-au... Nu v-au împlinit emoțional. Nu v-au împlinit emoțional. Poate ei s-au detașat, poate voi v-ați detașat, dar la un moment dat a apărut această detașare emoțională și aceasta a venit interesant, eu le văd pe toate trei împreună, ba chiar pe toate patru, ca o călătorie spirituală, o însingurare pentru unii de mult timp, în căutarea adevărului, dar eremitul caută steaua, undeva, deci caută, are o lumină, dar totuși caută lumina mai mare, Există lumina lunii, intuiția, dar caută destinul, da? Faetonul care de obicei reprezintă zodia racului caută destinul său, steaua, ce are el de, sau ea, misiunea sa de îndeplinit, da? Are o lumină, are o înțelegere, dar are nevoie de mai mult. La un moment dat a scăpătat o înțelegere rațională și odată căpătată înțelegerea rațională, și asta a venit datorită dezamăgirilor, ați învățat să tăiați niște legături nesănătoase, neplăcute și v-a dus în continuare către nouă de cupe, dragoste față de voi, da? Și mergând spre nouă de cupe, ați ajuns iar să, să renașteți, să vă ascultați îngerii, da? Să, da? Să reveniți la emoțiile voastre care au fost cândva altfel decât fusese când erau rănite. Și uite așa, S-a manifestat, să zic, șapte de monede, dar în, în, în spatele acestei așteptări, care asta înseamnă așteptare, uitați câte s-au întâmplat. Și asta v-a făcut și mai precauți, și vă face mai precauți în relații și în tot. Aveți o scară aici, da, ce frumos. Aveți un coș, sunteți pregătiți să primiți, să culegeți roadele. Dar mai aveți niște trepte de urcat, eventual. Hai să vedem ce alte clarificări. Mai da ce mă bucur! Și dacă am țipat cam tare, nu vă supărați. Da, chiar mă bucur că știu că răcușorii au am fost sau avut cam triste. Hai să vedem. Clarificăm, te rog frumos. Pentru răcușor și răcușoare, doamnă, dragă doamna mea divină și ce alte doamne mai vin și mai ascultă această etalare. Vă doresc numai bine. Clarificăm șapte de cupe odată. De două ori. De trei ori. Iau. Te nu o decupe normal visați, mai e o stare de euforie, de speranță, în primul rând, dintre toate cupele pe care le puteți manifesta în suflet, este una care vă duce speranță, bucurie, credință sau, eventual, acel personaj care vă duce speranță, bucurie. 9 de cupe. Și astfel de cupe, am zis că totuși e un personaj, da? 9 și cu 10, deja e un cuplu, da? Se manifestă, sperați, Sperați, visați că apare dragostea și o să apară. O să apară. Clarificăm 8 de monede. Provocarea este degeaba. Simțiți că trebuie să și munciți. Încă o dată. Împăratul. 8 de monede. Aici e provocarea. Dacă munciți pentru împărat, când mai aveți timp pentru dragoste. Poate că ei, ei sunt acolo în starea aceea emoțională și voi sunteți mai cu capul pe pământ. Mm. Rămâne de văzut, e obligatoriu. Dar aveți un împărat, aveți un job pentru care lucrați, de un împărat vă pune la muncă. Uh, pentru alții, provocarea este, da, vă doriți speranță, dragoste, o nouă dragoste, dar știți, aici e provocarea, să vedeți. Cum vă manifestați în echilibru? Pentru că aveți două energii opuse, cupe și monede, dar amândouă lucrează foarte bine într-un fel sau altul. Toate emoțiile pe care le simțiți vă inspiră la locul de muncă, cel puțin așa ar trebui, pentru că apa modelează pământul, da? Vă inspiră în ceea ce faceți. Și eventual vă asigură și un soi de... Vă simțiți altfel, mai apreciați, mai puternici? Interesant, apare împăratul și vă și împărăteasa. Hmm. Pentru unii, la capătul setului de cărți, aveți asul de monede, un început de relație, moartea, un început care a fost încheiat cam repede, în fașă, da? și apoi lilița o diavolul, lilița o capricornul. După această încheiere a unui potențial, din cauza cuiva care nu se implica emoțional, șase de spade, rege de spade, a apărut, oarecum, și obsesia, sau poate că unii dintre voi... Aveți un personaj care ar vrea să muncească în relație cu voi. E chiar obsedat să lucreze în relație cu voi, dar are un fel de a fi mai dominator. Eu, totuși, tind să cred că există cineva care, pentru care munciți. Pentru care munciți. Un sistem, un șef, un job pentru care munciți. Și aici este provocarea. Dar mai vedem. Mai vedem. Clarifică magicianul în trecut odată. De două ori. De trei ori. 6 de spade și de monede. Aici este. A fost un început. Cofi a fost un semn de pământ. Poate au fost mai multe. Au fost niște începuturi și neapărat semn de pământ. O relație. A încercat să se manifeste și la un moment dat unul dintre voi s-a detașat mental de relație. Din ce motive? S și celălalt s-a simțit manipulat. Sau celălalt pur și simplu s-a detașat pentru că avea tendința să manipuleze. E un trecut. E un as de monede nemanifestat din motive de uh, neimplicare sau tendința de manipulare. Și asta a dus multă suferință nouă de spade. Clarificăm 10 de monede. Uh. Regina de cupe. În așteptare. În așteptarea personajului vostru sau a fericirii sau a libertății voastre, v-ați concentrat pe muncă. Hmm. Regina de monede. De cupe, pardon. Sunteți voi. Regina de cupe, sunteți voi, zic eu. Și 10 de monede. Mai dăm o carte. Odată de două ori, de trei ori. Și regele de spade. Hmm. Pentru unii dintre voi, sunteți voi doamnelor, doamnelor, sunteți în gândul unui bărbat care nu arată ce simte, posibil să fie căsătorit, posibil să aibă un job foarte bun, dar pe lângă cele două posibilități este educat, pentru că 10 de, de monede înseamnă și educație, tradiție. Este educat să nu-și arate emoțiile și este educat să se concentreze mai mult pe bani decât pe emoții. Și totuși apare între cele două, între cele două cărți, apare această regină de cupe. Puteți să fiți voi sau dragostea pe care o simte, da? o simte față de voi. Ia uite, faetonul, da? Și steaua. O dragoste pe care o simte predestinată și totuși care v-a făcut să plânge și să regretați ceva la un moment dat. Clarificăm trei de monede odată, de două ori, de trei ori. Regina de spade, interesant, regele și regina de spade. În prezent sunteți voi regina de spade. Dacă ei au fost reci cu voi, acum în cazul în care vin să colaboreze, să construiască ceva, asta ar putea să fie și voi mai raționale, mai mentale, cum au fost și ei. Ați învățat ceva. Dar asta nu înseamnă că nu aveți emoții, că nu visați și că nu sperați. Da? Aici e provocarea. Provocarea este să arătați că împăratul de fapt nu arată emoții și ar putea să fie dorința voastră de a fi în control. Pentru că nici alții n-au arătat cândva, vreți și voi să fiți în control. Dar ar fi păcat să vă închideți sufletul, zic eu, părerea mea. Părerea mea. Da, și unor pot să fiu extrem de rece dacă e cazul cu oameni care m-au rănit. Vă înțeleg perfect pentru unii regina de spade înseamnă pentru mine și avocat avocat niște discuții pentru că văd un trei și cineva care se niște dezmembrări de teren. <laughs> dacă aveți ceva, cum am avut eu în vară, da. Dați o parte din teren cuiva. Succes. Să vă bucurați de bani. Dar pe lângă chestia asta, mai dacă te pot să văd din cărți. Dar pe lângă această, acest contract în care vă eliberați de o bucată din nu știu, ceea ce ați construit, posibil acest trei de monede și regina de spade să vorbească și despre un. o schimbare de contract, că tot am văzut eu, o schimbare de contract sau revizuirea contractului sau hai să zic, un divorț pentru unii că trebuie tot stătea, stăteam, stătea pe limbă și nu, 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 nu îmi eu să spun e o transformare, dar încă interesant cum a venit cartea, e o transformare în lucru, în proces de, da? Cineva e în proces de transformare, de eliberare de un trecut poate acest rege de spade, dacă a fost căsătorit lucrează la dezmembrarea sa de regina de spade pentru regina de cupe da? Eu voi și această posibilitate, da? Și aici este provocarea. Clarificăm asul de monede. Este sfatul și aș vrea mai clar. Sfatul este asul de monede. Uf! Mamă, dacă te-au picat! Hm. Judecata pe care am văzut-o mai devreme. Wow. O justiție, dar nedreaptă ne și diavolul. Judecați, dragii mei, vreți să începe să manifestați ceva nou, într-adevăr, este în legătură cu un suflet pereche. Iar justiția invers mă duce cu gândul la un divorț. Pentru unii poate aveți lună, poate aveți ascendent neapărat zodiaracului da? Vedeți unde sunteți. E un divorț pentru că vreți să începeți o nouă relație. Ori o aveți o obsesie. E această obsesie emoțională pentru a începe o nouă relație cu cineva. O relație de lungă durată, nu doar așa o aventură, da? Și trebuie să vă gândiți judecata și justiția, adică. <fie> și dacă nu e vorba de divorț, este vorba de separarea de cineva, care este nedrept, care vă tulbură viața, da? eventual, care are o atitudine toxică, da? că a voastră, că e altuia, judecați. Judecați bine când e vorba să începeți ceva nou. Faptul că a venit justiția invers demonstrează sau arată, avertizează că e o situație sau a fost o situație nedreaptă de care poate n-ar trebui să uitați și să judecați corect acum când începeți ceva nou. Clarificăm trei de băte. Exterior o dată, învoraci. De două ori. De trei ori. Eremitul. Hm. Și trei de băte iar. Și nouă de monede. 9 demoni, de monede. Un personaj singur. 9 de monede de personaj singur, da? Un personaj care s-a însingurat ca să-și găsească, să-și înțeleagă destinul. Dar într-un fel sau altul și unul și altul călătorește. Unul cu speranță, altul cu o înțelegere pe care o capătă la fiecare pas. Interes să mai de. o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Regele de cupe. Regele de cupe. Personajul acesta care vă iubește, și nu arată că Eremitul e un personaj care vorbește puțin și arată și mai puțin. Ar putea să fie același personaj de aici care își dorește să vină spre voi. Și nu mă refer, nu mă fixez pe Zodii, repet. Un personaj care vă iubește, care simte dragoste profundă, dar, repet, care nu arată, ar vrea să vină, să comunice, dar să vă întâlniți, să se manifeste această dragoste altfel. Faetonul, interesant, da? Șeremitu și arimitul și Faetonul caută steaua. Da? Au fost lacrimi? Repet, au fost lacrimi. clarifică te rog frumos, împărăteasă. Dacă, doamnelor, bărbatul la care vă gândiți, unele dintre voi, este căsătorit, probabil că este teamă de, aici e provocarea să rămână căsătorit, dar este teamă de soție, dar pentru alții, să înseamnă și mama copiilor, da? Clarificăm împărăteasă odată. De două ori, de trei ori. Tu de cupe. Mm. Wow. Mesajul vine așa. Magicianul, acela din trecut, apare aici. Da, vedeți cum e. uitați ce frumos. Magicianul și 10 de monede. Exact ce am început, cum am început uh, crucea celtică. cu magician, magicianul și 10 de monede. Un personaj care este într-un contract, în niște tradiții, da? Posibil. Dar nu mai zic zodii, nu, nu mai zic. Un personaj care se află la distanță cu opt de monede, dar care și-a dorit, prin comunicarea cu voi, a simțit, s-a simțit inspirat, și-a dorit să manifeste ceva deosebit, pentru că comunicarea cu voi îi face foarte pasional, îi inspiră regele de cupe. Și cu șase de monede, asta ne arată că, totuși, mai sunt alte situații în preajmă, nu doar relația dintre voi. Alt job, alte responsabilități, familie, copii, sau eu știu ce mai sunt, da? Părinți, frasurori. Uh, și din cauza aceasta, deci personajul acesta simte dragoste, regina și regele de cupe. A fost, este într-un cuplu, Rege, uh, împăratul și împărăteasa, regele și regina de Spad, dar pe de altă parte, adevăratul cuplu, cuplu de suflet, da? Îl simte față de voi, că aceste doi de cupe, da? În semn de apă. Voi sunteți, de fapt, împărăteasa lor sau împărații lor. Însă, uh, trebuie să renunțe la... Falci împărați sau falsele împărătese. Și aici este teama lor. Cum se, va, cum se, vor uni sufletele voastre, dacă aveți regele de cupe și regina de cupe, da? cum se vor uni sufletele voastre pentru că ei trebuie să fie, își doresc să muncească, să vă protejeze, simt foarte multe pentru voi, dar niște situații, da? Clarificăm Marea Preoteasă o dată de două ori. De Uf, ia uite, aici este. Deocamdată, voi nu arătați că sunteți răniți, trei de spade. Hm. Sunteți în transformare și vreți să căutați uh, mai degrabă unii dintre voi. Vreți să căutați uh, comunicarea cu divinitatea, să creșteți din punct de vedere spiritual, după dezamăgirea prin care ați trecut. Sunteți iaute. Ați, uh, ați, chemat, ați chemat transformarea, divinitatea în ajutorul vostru, cât timp a fost greu. Mai dăm o carte totuși o dată. De două ori. Pe trei ori. Nouă demone, de, de bute. Stați în picioare pentru că ați învățat prin toate câte ați trecut să, să fiți de neclintit. Și nici această suferință nu v-a clintit chiar atât de mult pe cât ați crezut la un moment dat. Ba din potrivă, v-a învățat să creșteți din punct de vedere spiritual. Acum, ce vă doriți? S-ar putea unii dintre voi să-i blocați pe cei care v-au rănit. Posibil, pe acest personaj, mm. Nu. Vrei să manifestați ceva nou, să ieșiți din tradiție, cum am zis mai devreme, să vă găsiți libertatea, dar magicianul își caută libertatea. Nouă de băte, luptă cu ultima sa energie pentru libertatea sa. Nouă înseamnă Jupiter, da? casa săgetătorului, a libertății. Și eventual, posibil, să simțiți O chemare într-o altă direcție. Vreți să manifestați ceva nou, magician? Acum vă văd pe voi aici. Magician. Mai dăm o carte. O dată. Pe două ori. Pe trei ori. Ia uite, magnetism. Nu e magnetism. E un magnetism între voi și acest personaj de o sensibilitate aparte. Dacă ei au trecut prin niște probleme și v-au dezamăgit din cauza că au trecut ei prin niște probleme, încercați să mai rezistați un pic cu nouă de monede. Nu blocați cu totul această Legătură. Pentru unii dintre voi, intuiți, marea preotează înseamnă intuiție, că atracția dintre voi, știți voi, dintre cine și cine, că nu trebuie să vă zic eu, dintre voi și cineva, încă e valabilă. Și ei. Ei să vină răniți înspre voi, pentru că aici, în, în influența exterioară, Eremitul în singurare, Eremitul este tot un personaj rănit, da? Sensibil, rănit, care vrea să manifeste o schimbare, da? O călătorie. Și aici, iar e un personaj rănit, care vrea să mai lupte pentru ceea ce simțiți voi că există între voi doi. Acum? Vedeți și voi cât lăsa să se manifeste că voi. Dar ascultați-vă intuiția în acest context. Eu cred că vine la, cine, la voi cineva cu inima rănită. Și, dragi mei, raci. sau eventual voi vreți să vă duceți către cineva, variază evident, care vă vindecă. Aveți consiliere, da? Și profesorul spiritual. Profesorul spiritual care aici este de natură feminină. E un magnetism. Reformulez un pic mesajul. Ce vă doriți? Vă doriți să fiți cu acest personaj? Cred că doi de cupe regele și regina de cupe, eventual să țineți secret această atracție, pentru că încă nu sunt rezolvate aici aceste trei de spade, încă nu sunt niște rezolvate niște separări, este în curs de separare, uitați și, cartea carte în sine, încă nu sunt lipite cele două, Ying și Yang, încă nu s-au lipit. Dar trebuie să se separe cineva de altcineva ca să se manifeste dragostea. Și până atunci trebuie să țineți secret acest magnetism, această atracție. Voi aveți o legătură spirituală profundă, vede vedeți panglica aceasta de aur? E o legătură profundă, încălcită, care vine din nu știu câte vieți, atât de încălcită, și totuși ați venit unul în celuilalt. Dar, repet, e un trei de spade, trebuie încă rezolvate niște lucruri și, eu știu, poate și voi, poate și ei, manifestați nouă de, de băte. Dorința de a sta în picioare și cu ultima energie să vă luptați pentru drepturile voastre, pentru libertatea voastră, eventual pentru cuplul acesta. Da. Patru de cupe și roata norocului, dar e un pic, ia și soarele. E o fericire care a fost provocată. V-ați întâlnit la timp Pul nepotrivit, nu? Timp. Nu era timpul, așa zic ei. Așa zic cărțile, că nu era timpul, așa zicem noi. Dar timpul este când este. În fine. Clarificăm patru de spade odată. De două ori. De trei ori. Trei de bâte. Așteptați, iau de trei de în poziția influențelor exterioare. Așteptați acest drum. Așteptați, analizați, vă gândiți ce se poate manifesta, pentru că apare totuși trei de spade, dar meditați la dezamăgirea voastră a lor din trecut și vă gândiți cum să manifestați dreptatea în această situație. Iar e o călătorie, sunt niște călătorii. Ia uite, aveți și emoții pentru ei. Clarificăm șase de bute. ce-a zburat! Victoria aceasta vine cu detașarea de, de trecutul sumbru. Dacă vă detașați emoțional și de amintirile neplăcute, uh, pentru cupele goale acum le vă și amintiri. Da? Dacă vă detașați de amintiri, reușiți să manifestați victorie. Dacă mergeți către nouă de cupe, către dragoste și stimă față de voi, care e aici, da? Veți atrage și asul de cupe, cum am văzut mai devreme, și sufletul pereche și veți manifesta victorie. Dar trebuie să vă detașați de acele supărări. Aici este. Supărări. Ia uite, șase de bâte, șase de bute, da? Ce frumos. Și cinci de bute. Trebuie să vă luptați pentru victorie. Ca să vină victoria, trebuie să vă luptați. Treceți prin conflictă. trebuie să știți întreg procesul. Roata norocului, te rog. O dată. De două ori. De trei ori. Pământ. Copii, vreun semn de pământ care vine? O întâlnire de destin care vă împământenește, care vă dă echilibru, că se manifestă ceva în relația voastră care se manifestă, asul de monede, acest pământ, reprezintă noțiunea de pământ, da? Vă găsiți forma, interesant cu mine mesajul, da? Vă găsiți forma emoțională, da? Vă găsiți o, o cătare în această relație și începe să o să manifestați. Ia uite, vocea, 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 vocea interioară, intuiția, ascultați-vă intuiția. Nu doar cărțile, ci și intuiția. Astfel de bute. O dată. Pe două ori. Pe trei ori. Uf! Asta. Patru de spade care apare în viitor. Și regina de spade. Ah, regina de spade. Și eu am crezut că aceasta e regina de spade. Aceasta e regina de monede. Acum am văzut. Dar nu contează. Mesajul rămâne valabil. Probabil, dacă eu am zis regina de spade în loc de regina de monede, este cuplul acestui personaj, soția acestui personaj. Soția acestui personaj. Un Cineva se gândește cum să comunice cu voi pasiunea pe care o simte. Clar, pentru că nu a comunicat-o. Patru, regina de spade. Și asul de băte. Vrea să manifeste. Nu doar să comunice, vrea să manifeste. Asele și... A... Oh, doamne ce... Merg cu retrograd, asele. Vreau să zic spadele. Și a ieșit altceva. Spadele și bătele sunt semne de acțiune. Mai mult decât monedele și cupele. E un personaj care se gândește că sunteți voi, dar eu zic că e alt personaj. A putea să fie același personaj, regele, regina. Personajul acesta este decis să înceapă ceva cu voi. Patru de băte. O relație stabilă. Eu zic că se manifestă. Eu zic că se manifestă. Așa, cu analiză, cu așteptare, cu um, înțelegerea rănilor din trecut și eliberarea de, de ce este neplăcut, ca să se poată manifesta victoria, schimbarea de energie și, și pasiunea și focul și inspirația care vine. Aveți doi ași deja. Și am mai văzut la un moment dat cupe, nu? Lucrurile încep să se miște altfel din toamna aceasta, zic eu, pentru voi. Doar judecați bine, folosiți-vă, cum am mai zis, la, cred că la taură am mai zis, dar cred că e valabil la orice zodie, nu doar la Taur. Uh, folosiți-vă lecțiile pe care le-am, nu mai știu vă lecțiile pe care le-ați le învățat în dezamăgirile anterioare și judecați bine. Dacă au fost nedreptăți, dacă au fost probleme, învățați să discutați, să discutați deschis despre ceea ce simțiți, despre pasiune, despre ce se poate realiza. Oricum, eu zic că sunt cărțile faine. Sper că vă au plăcut. Vă, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine!